povestea lui Țintă Mândră, Frunză de Aur. Au fost odată doi bătrâni. Ei copii n-au avut și de aceea erau tare mâhniți. Într-o zi întreabă moșneagul pe babă: dacă noi îmbătrânim, cine ne va da o cană de apă? Și baba i-a spus: moșnege, ia du-te pe deal și o moi duce pe vale. Ce om găsi în cale, ne va fi copil. Și s-au pornit moșneagul pe deal și baba pe vale. Iată că baba găsește un cap de cal și chiuie la moșneag. Amândoi l-au pus în scăldătoare și l-au îngrijit 9 luni. De la o vreme vorbește capul de cal: tată și mamă, duceți-vă la împăratul roșu și cereți-i să dea fata după mine. Moșneagul a prins a plânge: cum are să dea împăratul fata după tine dacă ești cap de cal? Du-te și spune-i să dea fata după Țintă Mândră, Frunză de Aur. Ia moșneagul un băț și se duce la împărat. Bine te-am găsit, împărate! Ce cauți, moșule? Caut să dai fata după feciorul meu. Bine, și cine e feciorul tău? E Țintă Mândră, Frunză de Aur. Numele e frumos? Bine, o dau. Dacă el mi-a face pod de aur de la curtea lui la a mea și copaci pe margine cu fel de fel de poame, iar la capătul podului o fântână aurită cu ciutură. Eu când o-i merge, ciutura să sară și să scoată apă să-mi toarne pe mână și prosopul din cui de la fântână să sară și să mă șteargă. Numai atunci o-i dau-o. Prinde a lăcrima moșneagul și se duce acasă gândind: am îmbătrânit, dar n-am auzit să poată cineva face asta. Când ajunge acasă, Țintă îl întreabă: ei, ce a zis? Tu să-i faci pod de aur de la tine până la casa lui, copaci cu poame, fântână de aur cu ciutură și să sară ciutura să-i toarne pe mână și prosopul să sară să-l șteargă. Noaptea târziu a ieșit capul de cal, a șuierat cu o verigă și au venit 12 tunuri și l-au întrebat: ce dorești, stăpâne? Până dimineață să-mi fie un pod de aur cu copaci, cu o fântână de aur cu ciutură și un prosop care să-l șteargă. Du-te și te culcă! Dimineața împăratul s-a înspăimântat când a văzut tot făcut. Vine moșneagul și îl întreabă: da, mui, dai fata? Da, o-i dau-o, dar să-mi mai facă o slujbă. Am 10 hectare de pădure. Până dimineață, pădurea s-o scoată, s-o deie la margine, să are, să puie vie și la 12 ceasuri la masă, din locul pădurii, să-mi aducă poame. Vine acasă moșul plângând: ei, ce a zis? Întreabă repede Țintă Mândră. Moșul i-a spus: după ce a murgit, a șuierat și au venit tunurile și le-a poruncit ca 10 hectare de pădure să fie scoase, arate, via pusă, iar la 12, la masă, să-i se aducă împăratului poamele. Cele 12 tunuri i-au vorbit: du-te și te culcă! Când s-a sculat, avea totul gata. Te luau fiorii, căci și poamele erau coapte. Bună ziua, împărate! Mulțumesc, moșule! Împăratul s-a bucurat căci porunca era îndeplinită. O dai, ori n-o dai? Întreabă moșul. Împăratul iar vorbi: da, o dau, dacă el a scoate apa din mare, a ara și a semăna secară, s-o treiere și până la 12 să-mi aducă pâine de secară din fundul mării. Vine moșneagul și spune tot feciorului: cam greu, tată, dar să vedem. A șuierat, au venit 24 de tunuri și l-au întrebat: drag stăpânul nostru, ce dorești? Țintă Mândră, Frunză de Aur a spus: voi să-mi faceți din mare un lan de secară și până la 12 ceasuri să fie și pâinea gata. Ele au gândit și apoi au oftat și i-au spus: da, dar azi ai să stai cu noi? S-au dus cele 24 de tunuri și s-au apucat de lucru. Apa din mare au depărtat-o, au arat și au semănat,
au treierat secara și când soarele a răsărit, girezile erau făcute. Moșneagul a luat pâinea și a dus-o împăratului. Poftim! El gustă și zise: da, moșnege, să se gătească de nuntă, eu îi dau fata. Moșneagul a venit acasă și i-a spus tot feciorului său. Când a început nunta, a venit o muzică frumoasă și o oaste așa de mândră, că nici împăratul cât e de împărat nu văzuse. Capul de cal venea dus de doi ghinărari. Când a văzut că vine atâta horă, mireasa n-a mai plâns. Cui mă dai, dragă tată? Atât i-a spus împăratului. Așa-i, dacă omul n-are noroc. Și când mirele s-a apropiat de ea, ea i-a spus: de ce nu ești ca toți oamenii? Dați-mă deoparte cu mireasa să-i spun două vorbe. Când au rămas singuri, din capul de cal a ieșit un voinic cu plete de aur și i-a spus fetei: eu am canon de la părinți și după ce îl voi îndeplini, voi fi așa cum mă vezi. După ce s-au curunat, s-au dat deosebit cu viața și și-au făcut curte. După un timp, o babă se pune pe lângă dânsa. Cum trăiești cu soțul dacă e cap de cal? Dacă ai ști ce om e el, la soare poți căta, pe dânsul ochii nu poți rezema. Noaptea e om, iar ziua cap de cal. Dă-l încolo! Las că-l aranjez eu! Când a adormit, baba a făcut un foc mare și a dat în foc capul de cal. Dimineață, țintă mândră, s-a întristat că n-a găsit capul și s-a hotărât să se ducă pe lume. Înainte de a pleca, i-a spus nevestei lui: dacă ai făcut de capul tău, ferice de tine, dar dacă a făcut alta, e rău. I-a pus trei cercuri de fier și i-a dat opinci de fier și i-a mai spus: când se vor roade opincile și-or rămâne nojițele și când cârja se va roade, tu mă vei găsi. Să mai cauți unde iarba crește, în patru se împletește, în valea lui Avra. Ea s-a dus la tatăl său și i-a spus: mă duc în lume, tată, n-am ascultat cuvintele lui și amu trebuie să umblu să-l caut. Și s-a pornit. După un timp a ajuns la Sfânta Vineri. Sfânta Vineri se plimba pe lângă o chilioară. Bună seara, maică! Bună seara, suflet de om! Dacă ești cu inimă bună, apropie-te de chilioara mea. Dacă ești rău, du-te, căci am o cățelușă cu dinții de oțel, te-i voi da drumul, te face pulbere și cenușă. Am inimă bună. Ei, atunci vino. A primit-o Sfânta Vineri și acolo s-a odihnit. Când dimineață, Sfânta Vineri a venit de la biserică și a întrebat-o: ce cauți tu, suflet de om? Pasăre zburătoare nu se află, tocmai tu în pământean. Ea-i răspunse: maică, de țintă mândră frunză de aur, unde iarba crește, în patru se împletește, în valea lui Avram, n-ai auzit? Drăguța mea copilă, nici n-am văzut, nici n-am auzit. O văzucă însărcinată, îi dărui o furcă de aur și-i spuse: furca asta merge singură și toarce și-ți va ține de urât pe drum. Du-te la sora mea sâmbătă. E departe? Jumătate de an trebuie să mergi. Se porni pe cale, pe cărare și a ajuns la Sfânta Sâmbătă. Când a ajuns, Sfânta Sâmbătă se plimba pe lângă chilioară și văzându-o îi vorbi: bună seara, maică! Apropie-te de ești suflet bun! De nu du-te, căci am o cățelușă cu dinți de oțel și te va face pulbere. Da, maică, am inimă bună. Și a intrat în casă și s-a odihnit. Mai stai să vin de la biserică, îi spuse Sfânta Sâmbătă. După ce a venit, a hrănit-o și a întrebat-o: ce cauți pe aici? Pasăre zburătoare nu se află și tu ai venit așa însărcinată. N-ai auzit unde iarba crește, în patru se împletește, de țintă mândră, frunză de aur, n-ai auzit? Am îmbătrânit, dar de locurile acestea n-am auzit. Du-te la sora mea, duminică, poate că le știe ea. E departe? Jumătate de an trebuie să mergi. Îi dărui o vârtelniță de aur, singură de pănașii se învârtea și ea tot mergând se lua.
și a ajuns și la Sfânta Duminică. Sfânta Duminică se plimba pe lângă chilioară și când a văzut-o, i-a vorbit. Apropie-te de a inimă bună, de nu du-te, căci am o cățelușă cu dinții de oțel, te va face pulbere și cenușă. Fata a lăcrimat și i-a spus, am inimă bună. Ei, atunci vină. A primit-o și s-a odihnit. După ce a venit de la biserică, a întrebat-o. Ce cauți, fată dragă? Pasăre zburătoare nu se află pe aici. Ce așa grelime te-a adus? Și fata-i spuse, de țintă mândră frunză de aur, n-ai auzit? Atunci Sfânta Duminică a pus o trubușoară la gur. S-au grămădit păsările toate și ea le-a întrebat. Voi, unde iarba crește în patru se împletește, de țintă mândră frunză de aur, n-ați auzit? Nu am auzit. A pus iar trubușoara și atunci s-au grămădit mai multe păsări. Și toate au spus că nu știu de țintă mândră. Fata a prins a plânge. Mai stai, a spus Sfânta Duminică. A sunat de-a treia oară și au venit și mai multe păsări, dar niciuna nu știa. Mai gândi Sfânta Duminică și cercetând mai bine păsările, a văzut că ciocârlanul șchiop nu era între ele. Așa că îl chemă și pe el. Ce mă strigi așa cu jale? Ești un suflet păcătos! Și Sfânta Duminică îl întrebă. De valea lui Avram, de țintă mândră frunză de aur, n-ai auzit? Ba cum să nu? Eu la dânsul trăiesc! I-a mai dăruit Sfânta Duminică și o cloșcă cu puișor de aur și merge ea înainte și ciocârlanul cu furca și cu vârtelnița în urmă. A dat Dumnezeu și a mers un an de zile și a ajuns în locul unde iarba crește, în patru se împletește și a dat peste țintă mândră frunză de aur. Opincile ei se rupseseră. Se duse la un izvor de unde lua el apă. Țintă mândră trăia cu o altă femeie. O fată o văzu și îi spuse aceleia. Ei, doamnă, ce suflet e femeia de la izvor de are o doare așa de scumpe? Ea întreabă de nu le vinde. Fata se duce la ea și o întreabă. Nu le vinzi? Ea îi spune. Le vând, îi dau cloșca de aur să mă lase o noapte cu țintă mândră. I-a trimis vorbă că-i dă voi. În cap i-a dat în gând pentru ce vine. Și când ținta a venit de la vânat, ea i-a pus o mână de omor sub cap și el a dormit mort. Ea la capul lui cânta și plângea. Țintă mândră, dă mâna peste mine să pleznească cercurile și să nasc pruncul tău din trupul meu. El însă n-auzea nimic. A vândut vârtelnița și cloșca, a cântat și a plâns două nopți și el tot n-a auzit. Numai ciocoiul care umbla cu dânsa la vânat a auzit că ea cântă. A doua zi la vânat, când mergeau cu trăsura, ciocoiul a râs singur. Țintă-l întreabă, de ce râzi? El i-a răspuns, un ciocârlan a zburat și caii erau să-l calce. Țintă mândră i-a dat o palmă, spune, Doamne, ce pasăre cântă la capul tău de n-am auzit-o niciodată? Pe țintă mândră l-a pălit la inimă că trebuie să fie ea și spuse, tu când vei auzi că vine, să strici fereastra, să zmuncești așternutul de sub mine și să mă scoli numai decât. A ajuns a treia seară. Noaptea i-a cântat mai jalnic ca oricând. Aruncă mâna peste mine, țintă mândră, să pleznească cercurile, să nasc pruncul tău din trupul meu. Ciocoiul a stricat fereastra, a luat așternutul și l-a trezit pe țintă mândră. Când a văzut-o, a atins-o cu mâna, cercurile au plesnit și atunci a născut un băiat cu părul de aur. Țintă mândră, a scos un cal de 9 ani, care n-a văzut soarele, a legat vrăjitoarea de coada lui și i-a dat drumul prin lume. Vrăjitoarea a murit, dar ei trăiesc și azi. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!